Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, am două invitate în această seară în studioul Mix TV. Ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu Ionela Bran, președinta Asociației Poarta Dorului din... Seara. Bun revenit, organizator al unui nou eveniment caritabil. Ionela Bran, ne-a obișnuit deja cu aceste evenimente. Iar la stânga Ionelei, Denisa Secuiu. Bună seara, bun revenit, Denisa. De asemenea, organizator al unui eveniment de suflet. Un eveniment care își propune să aducă lumină, speranță și, de fapt, chiar viață pentru un micuț care are doar 4 ani. Dăruiește speranță, dăruind vei dobândi, așa spuneți voi foarte frumos pe afișul acestui eveniment. Îl arăt și eu, probabil mulți l-au văzut deja, fie așa în formă fizică, fie în varianta online. Ca de obicei, Ionela Bran a mobilizat o adevărată armată de rapsozi populari care vin să cânte, să încânte și cântând să dăruiască bucurie celor care trebuie să dăruiască pentru viața lui Ștefan. De aceea ne întâlnim. Care e povestea micuțului Ștefan, Ionela? De nici măcar o lună au aflat cumplita veste părinții. Pur și simplu că de fiecare dată oamenii întreabă, cu siguranță au mai avut și alte simptome și poate părinții nu s-au alertat, nici de cum. Un copil perfect sănătos, întors din Delta, a fost în concediu cu părinții, a mers la grădiniță, totul bine copil și de frumos. 4 ani, probabil grupa mijlocie. Exact, sau, da? Exact. S-a întors de la grădiniță cu febră și iară febră, nu mai ceda febră la niciun fel de medicație și au mers la spitalul de urgențe. Și acolo i s-a pus direct diagnosticul. Vă dați seama că ți se face un nod în gât și atunci clar nu accepti că este real. Fiind... Bineînțeles. Au plecat mai departe, au mers la București. Din diagnosticul păcate, fiind de leucemie. Exact. Din păcate, același diagnostic. Deci nimic schimbat, leucemie și acum caută variante. Variante au găsit doar plecând din țară, pentru că știm foarte bine, sunt aceleași protocoale, dar cu rezultate diferite peste hotare, din păcate. Și atunci toată lumea aleargă după viață și fac tot ce le stă în putere să poată să găsească această mijlocire. Au un deviz primit de la un medic din Italia. Acolo ar fi speranța, acolo ar dori să ajungă. Exact, da, le-a făcut un deviz de 60.000 de euro. Iar ei ce pot să facă acum decât să alerge să strângă acești bănuți, pentru că e foarte greu. Câți dintre noi să avem 60.000 într-un cont să-i păstrăm așa, cum zic unii, pentru zile negre? O, Doamne! Denisa Secuiu, ca de obicei sensibilă la aceste cauze, cum v-ați alăturat din nou pașii, gândurile și inimile? Ne-am sincronizat, ca și data trecută. Dimineața am primit un telefon. Ionela m-a anunțat că e vorba de un nou spectacol caritabil, că trebuie să facem ceva pentru acest copilaș. Vă spun cu toată sinceritatea... Cunoști acest copil, această familie? Da, nu-l cunosc, dar nu cred că este o problemă asta. Adică în ideea de a face un bine, nu trebuie să cunoști omul. Faci un bine și atât. Adică ne dăm mâna pentru ca acest copil să fie bine. Nici noi nu-l cunoaștem. Un micuț din zona ta, Ionela. Exact, din Moieti de Jos, deși Moieti, nici eu nu-l știu, pentru că eu stau marea deci majoritatea fapt, timpului la Brașov. Povestea, dar, povestea, exact, nu ai cum să nu reacționezi. Mai ales că... Te sensibilizează, mai ales când este vorba de un copil. Vom arăta și niște imagini, înțeleg că avem acceptul familiei. Sigur că da. O familie până acum o lună, două, o familie fericită, o familie care nu bănuia ce dușman cumplit pândește în urmă, o familie tulburată, deci cu micuțul Ștefan și cu părinții, iată-l, cu mama lui, 4 anișori, o mamă senină la vremea aceea, un băiețel drăgălaș. Vesel de altfel. Momente fericite. Exact. De altfel, un copil de 4 ani și iată familia, familia micuțului. De asemenea, la vremea când
Părinții nu bănuiau ce dușman crunt pândește în umbră. Așa este, da. Le-a fost foarte greu la început. Au renegat tot ceea ce li se întâmplă. Au spus, nu, e adevărat, nu nouă. Bineînțeles. Apoi au venit întrebările de ce. De ce 1000 de de-ceuri. De ce 9, de ce 1000, da? De ce micuțul lui. Exact. De ce copil atât de... Ce am făcut noi, oare de ce, oare de ce? Și au trecut în momentul de față peste aceste întrebări, pentru că și-au dat seama că aceste întrebări doar îi consumă și nu îi ajută la nimic și nu pot să meargă mai departe. Și atunci și-au adunat toate forțele și merg mai departe cu fruntea sus, se uită în ochii oamenilor și cere ajutor, cer îndurare, cer tot ceea ce se poate cere divinității, practic, că acolo ne este nădejdea tuturor. Da, noi toți putem contribui cu niște bănuți, putem pune gândul bun acolo, ne adunăm aceste gânduri bune și energiile frumoase, pozitive, dar speranța și vindecarea de acolo. Absolut, de acolo pentru că intervine foarte greu, lor le este foarte greu că intervine Ștefan, care este la vârsta în care nu percepe ceea ce îi se întâmplă și de fiecare dată o întreabă pe mama de ce nu plecăm acasă, dar când plecăm acasă, dar de ce nu deci mai plecăm. Micuțul acum este în spital. Este, da, la Spitalul Fundeni în București. Deja a început o medicație acolo, deja îi se aplică un protocol pentru că nu ar fi putut să mai stea. Deci ceva îi se întâmplă până în momentul în care va pleca din țară. Nu putea să-l țină așa. Mama lui este împreună cu Ștefan. Da, stă acolo într-o rezervă unde mai este un copil. Deci nu au găsit spațiu ca să poată să stea doar singuri. Este foarte greu, cumplit de greu, pentru că el de foarte multe ori are imunitatea zero și vă dați seama în momentul... Se stă orice, o țălipește orice, este, da, este cumplit. Da, și nu sunt chiar toate așa cum ar trebui să fie. De asta trebuie să facă un pas, trebuie să facă un efort, trebuie să se concentreze foarte tare pe faptul că trebuie să plece din țară și să poată să aibă să șanse. Acești bani. Exact. Aveți informații în acest moment? Au reușit să strângă ceva? Chiar astăzi mi-a spus Ștefan că o să scoată un extras de Ștefan cont. Ștefan fiind... Tatăl copilului, tatăl, tot Ștefan. Tatăl, da. Tatăl, da. Tatăl, deci tot domnul, Ștefan. Domnul, da. Ștefan Daluțea. S-au anunțat foarte, foarte multe donații. Sunt foarte mulți oameni care au donat în cont. Totodată au fost la ei acasă și au dat bani. Așa, un lucru foarte, foarte interesant este faptul că îmi povestea Ștefan că au venit oameni cu care n-a interacționat niciodată. Poate uneori au fost mici și ca nărda, nu știu, anumite invidii, anumite lucruri chiar între oameni. Care n-au fost relațiile, da, cele mai minunate. Exact. Exact. Dar care fiecare dintre noi avem astfel de relații. Așa, da, e să viață. Ne clintesc și în momentul în care vezi că se întâmplă ceva atât de groaznic, poate ceva în fiecare dintre noi se clatină și spun, ok, chiar mi se poate întâmpla. În fiecare dintre noi arde o candelă, nu se și spune așa. Da, sufletul. Și până la urmă fiecăruia îi se poate întâmpla. Da. Asta. Nu avem nicio... În tot cazul sunt încercați, cred că este foarte greu pentru toți cei implicați, adică pentru întreaga familie. Consider că este... Cea mai grea meserie este cea de mamă. Numai mamă, adică, să nu fii. Spuneam, da, de când eram puteți, noi mici, nu? Dumneavoastră puteți confirma, eu nu sunt mamă, din păcate, dar cine știe. Mă gândesc și la mama lui Ștefan, cât de greu trebuie să-i fie, pentru că doar ea știe ce este în sufletul ei, lui trebuie să-i zâmbească. E iar... disperare și speranță în exact, același, exact, în același timp. Lupta interioară este fantastică. Așa că v-ați dat mâna, fetelor, și ați adunat acești oameni minunați. Ce presupune organizarea unui spectacol de acest fel? Pe lângă faptul că Ionela Bran, cu Poarta Dorului, iată, și în această emisiune ai venit îmbrăcată în Ia care ți-e dragă, înseamnă că ai mulți prieteni, dar dincolo de prietenie... Nu e ușor să... Ei, de această dată, așa este, da, într-adevăr. Și în momentul în care încerci să închegi un grup folcloric, da, de folcloriști, trebuie să te gândești că în acel context
câțiva oameni foarte cunoscuți trebuie să fie acolo. Cineva care să atragă exact, publicul. Exact, absolut, pentru că, într-adevăr, da, povestea sensibilizează, dar nu atrage, să zic așa. Poate oamenii fac câte o donație după putințele lor într-un cont sau direct familiei, dar totodată, ca să se mai și deplaseze, să vină la acel eveniment, trebuie să recunoaștem, unii vin pentru cauză, dar unii vin pentru artiști. E o formă frumoasă, da, de a reuși exact. Să strângi. Și atunci, îmbinând utilul cu plăcutul, exact. Da, a trebuit să contactăm și nume mari. Nu vă imaginați că, închegând afișul ăsta, au fost, dacă numărăm acolo câte da, nume sunt. Da, sunt mulți. Mai arăt odată la cameră. N-au deci, fost date numai 10 telefoane, să zic. Vă dați seama că au fost date 50 de telefoane, dintre care au confirmat... Și vii și ce program are fiecare, exact, ce disponibilitate. Absolut, absolut. Și toți cântă pro bono. Da? Deci, absolut. Vin pe la dumneavoastră pe care le vom afișa și noi pe micul ecran. Primul nume care îmi vine mie acum, Petrică Mățu Stoian. Să ascultăm un pic, să le facem poftă celor care încă nu s-au hotărât poate să vină. Sigur că vine, da, seara alături de voi. Mi s-a pus la inimioară, o iubesc de 4 ani și o vară, din Târgu Jiu la Craiova, de multe le-am dus cu vorba, dar mândră ce-o am acum, nu pot să duc cu minciuna, din Târgu Jiu la Craiova, de multe le-am dus cu vorba, dar mândră ce-o am acum. Mândru, Rapsodu, frumoase melodiile, unul dintre cei care cântă mâine în seara, spectacol, da, de la Mehedinți. În spectacol. Un spectacol care este programat la ora 18 la restaurantul Maridor. Da. Cum e cu locurile? Cine vine? Cum? Știți? Și-au anunțat prezența. Știm, da, marea majoritate. Mai e loc, adică să zic... mai este loc, da, noi așteptăm... Pentru oamenii buni. Veșnic, facem loc. Da, facem loc. Sunt locuri. Marea majoritate s-au lăsat așa pe ultima sută de metri și vor achiziționa biletele de la intrare. Nu e prea indicat pentru că atunci nu putem să-i mai așezăm unde vor, da, dar și însușesc, să zic, toată gafa asta cu ghilimele de rigoare și sunt convinsă că nu vor fi probleme pentru că vin pentru un scop nobil, nu vin ca să... Bineînțeles că vor socializa și sunt convinsă că acolo nu vin decât oamenii cu suflet deschis și atunci nu există vreo problemă de comunicare. Oamenii frumoși cu suflet mare. Întreb din nou, ca și în alte ocazii, de ce Bran, de ce zona aceea, dincolo de faptul că de acolo e Ionela Bran și... Da, pentru că și cazul de data aceasta este din Moieciu. Și beneficiarul, da. Exact, da, și nu știu dacă în alte locuri aș putea vibra și aș putea face, pentru că așa s-a întâmplat, nu știu. De fiecare dată oamenii au răspuns pozitiv, au venit și dacă aș face într-un alt loc, pentru că au mai fost câteva localități unde am făcut evenimente caritabile pentru copii cu probleme, au fost făcute în aer liber, la scenă deschisă. Aici, pentru că marea majoritate a invitaților noștri sunt patronii de pensiuni, iată, ei, e o modalitate ei sunt de a... În mod deosebit. În mod direct, da. Și atunci este oportunitate de a socializa, de a sta la un pahar de vorbă și de a mai ieși. Deci cumva ieși întâlnire între oameni dragi, oameni care se cunosc, sigur, oamenii ai satului. Cum, exact, exact. Cum se spune. Denisa, tu nu ești de-a satului.
Ești așa, adoptată. Nu, nu, nu. Deci am origine brăneană. A, deci, practic, da, da, are sânge de ceva din brăneană. Ceva vibrează în concordanță cu inima Ionelei. Știți că sunt vorbe că oamenii de acolo nu sunt foarte darnici. Este adevărat. Dar sunt adevărată? Este adevărat, da. Eu trebuie să recunosc. Brăneanii sunt zgârciți? Nu, zgârciți, Ionelea, chipzuiți. Chipzuiți. Da, m-am liniștit. Pentru că tocmai ne-am făcut niște evenimente de suflet bazându-ne pe această comunitate care știe să sară sunt în ajutor. Sunt chipzuiți și atunci când dăruiesc, dăruiesc din suflet. Și cred că asta este cel mai important. Absolut, da. De fiecare dată ei s-au mobilizat și chiar de la începuturi mi-aduceam aminte că primul eveniment l-am făcut acum 6 ani pentru micuța Flavia, diagnosticată la fel ca și Ștefan, tot de aceeași vârstă cu Ștefan și iată deja acum e declarată un copil sănătos. Deci Flavia astăzi este o fetiță sănătoasă. Exact, locuiește în Germania, a rămas acolo cu părinții ei și la fiecare 3 luni merge să-și facă analize. Nu se schimbă niciun parametru, nici un parametru din ceea ce medicii da, e minunat țin sub control. Să știi că ai avut niște rezultate, succese, să zic așa, cu ghilimele de rigoare. De acest fel, practic, ați întors într-un fel de stină din drum. Florin Vasilic va cânta și el mâine cu grupul Telerman. Da. Avem și un mic fragment cu Florin Vasilic, să-l ascultăm. Sunteți absolut minunați. Haideți să ne simțim bine, da? Haideți să cingem atmosfera. Vasilică, fiul celebrului său tată. Exact. Da. Liviu Vasilică, care aduce de fiecare dată în actualitate, să spun așa, melodiile tatălui său și îl ține... Dispărut atât de devreme. Exact, și atât de exact, da. Exact. Și atât de iubit. Și atât de iubit. Atât de iubit. Florin, cred că s-a bucurat de un mare succes pe urma tatălui său, să spun așa, pentru că a ales și bine a făcut, a ales să promoveze în continuare melodiile tatălui său, care au prins extraordinar. Sunt o comoară și oamenii au nevoie de ele, deci... Era firesc să se întâmple așa. Cântă și Ionela Bran, este un moment portadorului. Cântă, sigur că da. Cântă și Ionela Bran, sigur că da. Ca de fiecare dată. O avem și pe Elena Pădure, brașoveanca noastră, care s-a alăturat. De asemenea, avem pe Mărioara Gheorghe, care este mama celebrei Elena Gheorghe, doamna preoteasă, vine și dumnea ei. Oameni frumoși. Nicu Paleru, care este foarte iubit de... Ce moment cu Nicu Paleru? Da, am înțeles. Da. Oameni frumoși, oameni deschiși, oameni care vin cu tot sufletul și chiar unii dintre ei fac și donații. Ce poate să te bucure mai mult decât oameni care vezi că sunt atât de bine apreciați de public și care au ajuns la un nivel, să zic așa, și de... iubiți, că sunt iubiți de public, au ajuns la recunoaștere, la succes, exact. Dar poate și la o liniște, la un anumit sufletească, absolut. La un anumit prag al liniștii sufletești, care te face să realizezi faptul că ești obligat la un moment dat să-și întorci.
Da, marea majoritate pentru asta, de a spune de fiecare dată în momentul în care îi sun și zice mulțumesc, Ionela, că m-ai chemat, și atunci stai puțin și te oprești și zici glumește. Nu, zice mulțumesc că pot să întorc și eu pentru că te-am primit. Unii chiar au ajuns la nivelul acesta de înțelepciune și știu că talentul care a fost dat, ei l-au înmulțit, dar datorită faptului că au fost ei aleși. Și atunci știu să întoarcă și să mulțumească pentru asta. Talentul nu e așa, este un dar, ți l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu, și la rândul tău trebuie să-l dăruiești. Trebuie să dăruiești. Și da, este într-adevăr de apreciat faptul că oameni care au agende încărcate, care cântă în multe locuri, sunt tocmiți, când ai un anumit grad de notorietate și de succes, ești tocmit în multe locuri, lași, pentru că sunt din toată țara, deci se urcă în mașină, se urcă în tren, în ce s-or urca. Exact, și vin la bran. Noi, de data aceasta, le-am pregătit așa o mică surpriză, pot să spun. I-am invitat... Nu se uită la televizor, nu se uită. I-am invitat să vină la Bran, să stea 3 zile, să se bucure de o mini-vacanță, să ne putem lăuda și noi cu zona noastră și cu ce avem mai frumos. Pe lângă cadrul natural care este deosebit și știm asta cu toții și atât de remarcat în țară și nu numai, de data aceasta avem o colaborare foarte frumoasă cu Muzeul Național Bran, care mâine va primi artiștii cu porțile deschise. Deci să le viziteze, faceți o primire așa frumoasă. Exact, să viziteze Muzeul Național Bran și totodată ne-a promis domnul director al muzeului că ne va deschide așa comoara, lada de zestre, tezaurul de la Bran, în care au 7000 de piese în tezaur, adică obiecte cu care nu te întâlnești la orice pas. Și nu ai ocazia să vezi aceste absolut lucruri. Absolut. Deci pentru deci noi va sunt deschide, deschise, iată. Exact, deschid depozitele special pentru artiști ca să le vadă, pentru că spuneau dumnealor, ei sunt oameni care știu să aprecieze acest tezaur al nostru. Dar pentru dar. Exact, abia aștept să le văd mâine reacția și le mulțumesc din suflet celor de la Muzeul Național Bran, pentru că, iată, avem niște lucruri atât de frumoase care stau acolo în depozit și de data aceasta sunt văzute de oamenii aceștia frumoși la chip și la suflet, pentru că altfel nu pot fi decât așa, n-ar fi acolo, dacă n-ar fi acolo, e o seară a oamenilor frumoși, cum am stabilit. Deci, dar pentru dar, cum spuneam, și încă un răspuns la întrebarea de ce la Bran. Nu? Exact. Să-l auzim și pe Nicu Paleru, o altă surpriză, o altă bucurie a serii de caritate de mâine de la Bran. Încercați, în ciuda evenimentului tragic cumva, care vă unește, să dați această atmosferă de bucurie, de petrecere. Asta ne și dorim de altfel, pentru că avem... Să dăruim viață. Exact. Avem și o orchestră, o formație, de fapt, din Brașov, din Săcele. Avem formația Lidia și Dan Bârsan, cei care vor încinge, așa să zic, atmosfera, pentru că este, de ce nu, o seară a bucuriei. Iată, facem un gest frumos și ne bucurăm împreună cu prieteni dragi care au răspuns prezent. Vreau să vă spun că
Și de această dată autoritățile au reacționat pozitiv și vor aveți fi alături de noi. Sigur asta că da. Să spun. Deci o parte dintre cei care participă sunt patronii de pensiuni din zona Branului, cei care au afaceri, primarii, deci dar și autoritățile fost impresionate, da. Sigur că da, deci primăria fundată va fi prezentă, primăria Moieciu, Zărneștiu, primăria Bran, Stian. Deci chiar deci primăriile din zonă din nu zonă. Au rămas insensibile la acest nici de la cum. Acest strigă de ajutor, de fapt, pentru că despre un strigă de ajutor vorbim, pentru un băiețel care are doar 4 ani, care are toată viața în față și vom revedea la final de emisiune cu ajutorul colegului meu Marius Bogdan din regie câteva imagini la care trebuie să privim adânc și să cugetăm adânc, să nu uităm de cei mai triști ca noi, de cei încercați, de cei care au nevoie de noi. Emoții pentru mâine seară? Sau pentru mâine seară nu? Emoția rămâne după aceea, după ce veți fi strâns? Emoțiile constructive tot timpul. Eu, cel puțin eu așa consider. Avem emoții pentru că, spuneam, foarte mulți oameni se lasă pe ultima sută de metri și vor veni acolo. Pentru acei oameni care vin în ultima exact, în da, ultima pentru că clipă. Ne dorim să fim niște gazde bune. Suntem convinși că dumnealor vin cu sufletul deschis și atunci vrem și noi să ne comportăm ca și atare. Dar sunt convinsă că toate lucrurile vor fi la superlativ. Oamenii vor veni, vor dărui și vom putea face niște lucruri extraordinare pentru Ștefan. Afișăm și noi, iată, conturile în lei și în euro, la care brașovenii care ne urmăresc, cu siguranță și cei care nu sunt din zona Branului, din zona în care locuiește micuțul Ștefan și familia Luția, se vor clinti puțin și din puținul lor, mulți vor dărui. Îi rugăm și așteptăm să participe la acest eveniment și în măsura în care pot să fac o donație, asta rămâne la aprecierea fiecărei și persoane. Și să adauge, chiar dacă e vorba de sume mici, să strâng bănuți, nici o sumă până la urmă nu este prea mică pentru a fi, exact. Pentru a fi dăruită și puțin de la foarte mulți poate însemna și acel puțin cât este dăruit din suflet cântărește foarte mult. Măcar prin însumarea acelor energii frumoase exact, de pozitive. Care spuneam. Pentru că de ele avem nevoie. Una rugăciunii care se ridică în momentul în care se face această donație de suflet. S-a terminat emisiunea noastră. Ne oprim aici cu gândul frumos. Mesajul final, Denisa. Ștefan, te iubim. Te rugăm să fii puternic, pentru că cele mai frumoase lecții de viață le primim de la copii, iar eu consider că Ștefan va fi o lecție de viață pentru noi toți și îl așteptăm acasă sănătos să ne dăruiască drept recompensă o îmbrățișare. Și zâmbetul acela frumos. Ștefan e mic încă, nu știe ce îi se întâmplă, dar exact, într-o zi, când exact. Va fi mare și sănătos... Și vă spun sincer, am o nepoțică de 4 anișori, ca și Ștefan, datorită faptului că acești copii sunt precum buretele, absorb informația, prin prisma faptului că am comunicat foarte mult cu Ionela în această perioadă de timp, a auzit absolut toată conversația și își dorește foarte mult și ea să participe, se roagă pentru Ștefan. Știi cum băiețel de vârsta ei? Exact, își dorește să se întoarcă acasă, să-l cunoască, să și-l facă prieten și cine știe, pe mai departe... Ce-o mai fi, o mai vedea. Exact. Am revăzut chipul lui Ștefan, părinții lui minunați și greu încercați, alături de care suntem noi toți și sperăm să se strângă bănuții care să le dea posibilitatea să-l trateze pe Ștefan acolo unde există speranță de viață și de sănătate pentru el. Noi suntem de un optimist patologic, da. Motiv pentru care... Nu vă lăsați niciodată. Nu, deci nu până există alta, nu și nu există de fiecare nu se dată, poate. Nu? Să strângeți bănuți. Nu concepem. Deci mai devreme sau mai târziu, dar noi considerăm că acum este momentul și acum se va realiza acest lucru, pentru că Dumnezeu este alături de noi și consider că Dumnezeu lucrează prin oameni și ne-a scos în cale oamenii de care am avut nevoie.
Iată câți oameni frumoși. Iar ultimul... dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Și vă mulțumesc din suflet. Mulțumim din tot. Încercăm mulțumim. Și noi să punem umărul. O echipă frumoasă mâine seară cântă pentru Ștefan, pentru ca micuțul Ștefan să redevină băiețelul sănătos și vesel de la Moeciu. Ionela Bran, felicitări pentru organizarea evenimentului. Ultimul cuvânt. Mulțumim din tot sufletul. Da, la mine să fie, pentru că așa de frumos a vorbit Denisa și așa un mesaj sensibil a transmis. Tot lui Ștefan o să mă adresez și eu de această dată și o să-i spun că în curând va veni vremea când fluturașul de pe braț va zbura, va aduce sănătate, în schimb, bucurie și multe zâmbete tuturor celor dragi ție. Te iubim, Ștefan, pentru că întotdeauna când vrei să dăruiești unui om viață veșnică, se spune că cel mai potrivit cuvânt este te iubesc. Te iubim! Te iubim, Ștefan! Adaug și eu la final de emisiune. Mulțumesc, Ionela Bran, mulțumesc, Denisa Secuiu. Felicitări, fetelor! Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. Să-i țină pumnii micuțului Ștefan, să se adune acești bănuți și să se facă bine. Și oameni buni, vă așteptăm la Bran, mâine seară la ora 18.